Există modificări legate de legislație în perioada asta. Ce ai voie, ce n-ai voie. Se pare că nu toți nebunii mai avem voie să avem pistol. Asta e, mă duc, îl dau înapoi dacă e. Poți să-l privești ca pe un sport, poți să-l privești ca pe un hobby. Până acum nu am văzut pe nimeni să ajungă la poligon, să tragă cu arma și să nu facă 1000 de postări, mai ales fetele, pentru că se pare că ceea ce simțeau alții pe vremea vestului sălbatic, atunci când erau gata să golească un încărcător în fața barului, se pare că treaba asta, nemai putând să o experimentezi în viața reală, trebuie să te duci într-un loc unde ești safe și o poți face. Ne place să descărcăm încărcătoare. Alisa, dă-ne detalii, dar mai ales la final vreau să știu și eu care e prețul, că toată lumea postează, unul nu zice cât l-a costat. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor. O ședință de tras cu arma poligon durează în jur de 30 de minute, iar prețurile variază în funcție de arma pe care o alegi să tragi. Ce este de făcut în momentul în care vii pentru prima dată în poligon, ne spune instructorul nostru, Mircea Stanciu. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ai revenit! Este de reținut în primul și în primul rând că în poligonul de tir sportiv au acces doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Totodată există obligativitatea impusă de lege de a prezenta la intrare un act de identitate în original. Ce este de făcut? Cum decurge o primă ședință de tragere cu arma în poligon? O ședință de tragere nu poate avea loc fără un instructaj prealabil. Instructorii noștri vor face un instructaj persoanei, chiar dacă aceasta a mai tras, chiar dacă este prima experiență de acest gen. După care se intră în poligonul de tragere, unde sub atenta supraveghere a instructorului vom continua ședința de tragere. Știu că aveți și aplicanți pentru permisul de port armă. Care sunt limitele în care putem aplica și cât durează acest curs? Da, sunt multe persoane care vor să obțină un permis de port armă. Ca și condiție principală este cursul pe linie de arme și muniții. Acesta are o durată de 80 de ore și se întinde pe minim 15 zile. Care sunt șansele să obținem un permis de port armă? Șansele sunt mari dacă noi suntem persoane care am avut o conduită corespunzătoare în societate, nu avem antecedente penale și suntem cunoscuți ca persoane ok. O să vreau să mă înveți și pe mine să trag cu arma, deși am mai făcut asta în anii trecuți. Vreau să întreb cât costă exact o ședință de tragere? Prețurile sunt variabile, ele pleacă de la 70 de lei și plafonul maxim este de 320 de lei, însă cele mai vândute pachete sunt pachetele de 140 și de 220 de lei. Diferența între ele este făcută de cantitatea de muniție pe care urmează să o tragem și armele folosite. Care sunt oamenii care vin să tragă cu arma? Din toate categoriile. Dar pot spune că avem și clienții cu vârste de 20 de ani, dar și clienți cu vârste de 60, 65 de ani. Este o activitate binevenită la orice vârstă. Îți mulțumesc tare mult, Mircea, că ai fost astăzi alături de noi. Așadar, să tragem cu arma în poligon nu este foarte greu, nu costă nici foarte mult. Cel mai important este să avem peste 18 ani. Iar Mircea, pentru că tot am zis, te rog frumos să mă înveți să trag cu arma. Răzvan, Dani, mă întorc la voi. Sigur. Alisa, la mulți ani în primul rând. Primul cartuș este din partea noastră, să știi. N-am avut ce să-ți luăm cadou. Te-am trimis la poligonul de tragere. Da. Ei, asta e, doar nu o să fi făcut astăzi. S-a machiat buș. Așa se merge mult la poligon. Alisa, am vrut să te trimitem la un laborator să-ți facă oamenii un tort, dar mi se pare atât de 2002. Iată, 2019 de ziua ei, cadou, voucher la tras cu armă. Atenție, poți trage cu armă cu glonț la poligonul de acest gen. Față de talere, unde tragi cu alică, față de alte sporturi, unde tragi cu aer comprimat, aici poți tragi cu glonț.